Cozi mari de mașini, claxoane și forfotă mare în piața centrală. Cu o zi înainte de intrarea în luna martie, goana după mărțișoare a depășit orice așteptări. Giugiuvenii, femei sau bărbați au ținut neapărat ca în acest an să ofere simboluri ale primăverii, cum cere tradiția. Așa că, înarmați cu răbdare, dar și bani în portofel, au început goana după mărțișoare. Oferta extrem de bogată în acest an, de aici și greutatea de a alege mărțișorul potrivit. Cât a luat, doamna? 25 a luat. Merge vânzarea? Mai merge, da. Acum trebuie să meargă, pentru că este sezonul lor, nu? Poftiți. Ați luat atenții, văd, pentru cine? Pentru niște colegi de la servici. Cum vi se pare ziua de azi așa? Aglomerată. Suntem așa puțin în fugă. E greu să alegeți? Foarte greu, foarte greu, da. Dar ne descurcăm. Pentru cine ați luat? Pentru soție, prietene, familie, în general. Respectați tradiția în fiecare an? Bineînțeles, bineînțeles. Așa e frumos, trebuie să facem un cadou fetelor noastre, nu? Am primit o brățară, acum am ia și soțul, iau și eu la rândul meu, trebuie să facem. Dacă noi nu respectăm tradiția, cine o să o respecte? Vă place luna asta, martie? Sigur, sigur. E luna mai ales de ziua femeii, iar primim. Suntem niște răsfățate noi femeile, luna asta, martie. Este greu să vă hotărâți? Da, este foarte greu. Deoarece toate sunt frumoase, dar nu știu ce să alegem. Pentru cine luați? Pentru prieteni. Pentru dumneavoastră ați primit? Nu, deocamdată nu. Ajută ziua de mâine, cu nerăbdare. Brățările în alb și roșu sunt cele mai căutate. Încet, încet, acestea au luat locul mărțișoarelor agățate în piept. E mai chic așa și poate mai interesant. Nu pot fi ocolite broșele. Cu Swarovski sau fără, acestea au invadat piața de mărțișoare. Chiar dacă multe dintre modele nu au nicio legătură cu obiceiul, sunt vândute, poate și pentru că pot fi purtate în orice sezon. Dar cum un mărțișor dă bine lângă o floare, comercianții de flori din piață au dat lovitura. Sute de buchete, aranjamente sau chiar fire din florile de sezon frumos ambalate au ajuns la doamne și domnișoare la începutul unei luni pline de răsfăț. Dar e timp și loc pentru toată lumea și chiar nu e motiv de grabă. Comercianții de mărțișoare vor fi pe piață încă o săptămână de acum încolo, așa că este timp pentru alegerea cadoului potrivit.